Premieră în România, în Timișoara s-a deschis prima fabrică americană unde se vor produce componente folosite în industria aeronautică mondială. E vorba de senzori prelucrați manual la microscop ce vor fi utilizați la construcția de avioane și rachete. Tot în fabrica din Timișoara se produc și senzori folosiți în industriile medicală, automotive și electrocasnice. E vorba de o reprezentanță a concernului american T-Connectivity, iar fabrica din Timișoara este o investiție de 6 milioane de euro. De ce au ales americanii România? Pentru că este o țară cu un mediu de business de calitate, spun investitorii. Iar Timișoara a fost selectată pentru că este un pol cu puternic potențial de forță de muncă specializată deja în industria electronică. Iar un alt motiv puternic a fost prezența universităților, în special a celor de profil tehnic, care asigură pe viitor oameni specializați. Acum, în fabrică, lucrează 70 de angajați cu studii medii și superioare care au deja experiență în industria electronicii. Dar planurile companiei americane sunt mari, iar în următorii ani se va atinge un prag de câteva sute de angajați. Fabrica din Timișoara este destinată producției de senzori utilizați drept componente în produse finite din domeniul aeronautic, automotive, medical și electrocasnice. 25 de angajați lucrează acum pe o linie de producție unde se fac senzori de temperatură care pot avea diverse grade de precizie. În funcție de acest parametru, senzorii pot fi folosiți în diverse industrii. Toată producția de senzori de la Timișoara este destinată exportului, însă aceștia pot ajunge în produse finite livrate și pe piața românească, de exemplu în electrocasnice. Reprezentanții companiei spun că în următorii ani activitatea din România se va dezvolta. Planurile de extindere sunt destul de clare. Pe lângă linia care este deja în fabrică și pe care facem producție de serie, există o a doua linie instalată, unde vor începe în curând testele pentru produsul ce urmează a fi fabricat. Un al treilea proiect este în curs de transfer și vine din Franța. Este mai special prin destinația pe care o va avea produsul, ce anume senzori de temperatură care vor intra în circuitul industriei aeronautice, respectiv avioane și rachete, ceea ce presupune un alt nivel de standard al cerințelor, a spus Andreea Jebelean, HR manager în cadrul companiei. Fabrica face parte din concernul T-Connectivity, companie de origine americană cu circa 80.000 de angajați la nivel mondial și o cifră de afaceri de 14 miliarde de dolari, deservind clienți din peste 140 de țări.